Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Numele meu este Andrei Brian Gudarzi, am 27 de ani. Sunt născut în București, am crescut în București. Sunt designer. Am venit sincer așa la cuțite ca să-mi dăm eu o provocare cumva. Și poate mai mult dintr-un egoist ca să-mi scot și o satisfacție enormă din chestia asta. Fiindcă îmi place foarte tare să mă pun în situații în care nu știu dacă o să ies sau ce o să fac. Dar cumva dacă iese bine, e extraordinar, efectiv. Chiar ai încredere că în seara asta o să-i impresionezi pe șef? Eu am încredere că o să ating acolo unde vreau eu să atingă. Fiindcă preparatul meu are un mic element așa mai special. Așa, da. Okay. Voi găti un cake cu ciocolată cu un dip de lămâie și miere pe lângă. A fi designer implică poate mai multe chestii, în sensul că arta este foarte subiectivă, dar designul are un sens utilitar, în sensul că trebuie să aibă și un scop să fie folosit obiectelul acela. Fac în principiu haine și genți din materiale reutilizate, reciclate, materiale care nu afectează mediul. Eu aș vrea cumva să rezolv niște probleme pe care industria modei le generează. În principal, risipa de materiale, obiectele de proastă calitate pe care le folosești poate de câteva ori și dacă e, nu știu, are un mic defect sau ceva, deja nu mai are aceeași valoare. Și în spatele brandului meu, Atelier Resolved, numele provine de la un citat pe care l-a zis maestru Constantin Brâncuș: simplitatea este complexitatea rezolvată. Adevărul este că simplitatea bate orice de multe ori. De exemplu, îmi plac mai mult, nu știu, de exemplu, cămășile super simple decât cămăși cu tot felul de floricele pe ele sau motive sau nana, fiindcă îți iau și ochiul și pierzi esența, efectiv. Îmi place să mă și complic un pic, în sensul că este mult mai interesant toată ce vezi un lucru la care nu te aștepți și dacă este și făcut impecabil, te lovește și mai tare. Și spre asta timp cumva, lucruri care lovesc așa spre neașteptat. Mie nu prea îmi plac dulciurile, nu prea mănânc chestii cu zahăr. Tocmai din cauza asta îmi place checul de casă. Eu îmi torn efectiv lămâie peste chec, fiindcă este un șoc așa al papilelor gustative și am dorit să transpun chestia asta într-un preparat. Sper că vor fi surprinși, practic o să te lovească o lămâie. Ceva cu miere. Oare ce-o fi? O fi de băut, bă. E un sirop pe... E un sirop. Care-i treaba? E un copil care a vrut să vină să gătească pentru noi ceva și noi, pentru că suntem drăguți, o să zicem că e un copil, o să zicem, uuu, ce tare! Bă, ce e aici? Serios. Ai băut? Nu te cred că bei din siropelul ăla. Jesus. Oh, wow. Nu te cred că ai băut din el. Lămâie multă, mă. Asta e acră, o chestie acră, nu știu ce. Asta se moaie? Exact, trebuie să faci dip. Da. Combinație amară acrișoară. Exact. De unde e amară? La cacao. Acum a venit amară. Eu chiar aici vreau să ajungem. Vreau să credem că această farfurie este gătită de un copil. Așa. Un copil care are 10 ani, este susținut foarte mult de părinții lui ca să gătească și pentru că, na, cu carieră în bucătărie, cine nu-și dorește astăzi o carieră în bucătărie? Nu știu. Sunt mulți. Nu știu cine își dorește, că e greu. Nu știu cine își dorește la bucătărie. E greu, dar uite, a început. Este o doamnă care îi place să gătească deserturi nu foarte dulci, cu ciocolată neagră. Mare așa, cât de neagră se poate, să fie așa mai healthy, mai sănătos, așa, știi? Ați auzit de Institutul de Cercetare de pe Turda? Institutul Național de Cercetare. Da, este Institutul de Cercetare pe Turda, da. Da, da. Acolo e. Și cercetează... Este o nouă angajată, okay. Nouă, tânără, așa? Care a băut numai plată cu lămâie. Așa. Și acum a trecut și la... Al nivel. Da. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Deloc.
Nici copil, nici doamnă, nici... Nici cercetător. Bună seara. Nu, nu sunt cercetător, nici sunt designer. Nici cercetător? Nu. Designer... Designer vestimentar. Vestimentar. Fac haine, genți, în principiu din materiale reciclate, reutilizate, din surse sustenabile. Adică iei peturi de plastic și faci haine? În principiu, da, efectiv. Serios? Da, iau și pungile, de exemplu, pe care le folosim și le aruncăm, fac genți din ele, gecea. Foarte tare. Foarte tare. Acum îmi explică și multe. Și ce e? Geacă, hăinuță? Nu, asta este o cămașă de pe mine. Este făcută dintr-o perdea de la secțiunea de copii chiar, fiindcă cumva la secțiunea de copii găsești chestii foarte calitative, în sensul că care să-și facă treaba, efectiv. Okay. Am avut eu un tipar de cămașă și l-am pus și am făcut-o și e cămașa mea preferată de cam vreo o lună jumătate, cam așa. Wow! De unde e ideea asta așa? De unde... Eu fac asta în 2016. În 2016 eram vegetarian. Aha. Și cumva am decis să fac parte din, nu știu, din partea bună a baricadei care încearcă să facă o schimbare într-un final. Și m-am gândit că este un moment bun și este loc să deschid un brand, să fac haine în sensul ăsta. Și funcționează? Adică trăiești din asta? Da, mă susțin din asta. Online? Cum le vinzi? Vând online, am un cont de Instagram. Momentan, de cam de câteva luni de zile, 7 luni de zile, m-am apucat să fac TikTok. Și este o chestie super, super, fiindcă pot să arăt efectiv munca mea oamenilor și sunt foarte mulți oameni interesați. Un lucru foarte care tare. M-a uimit, efectiv, da. De unde îți procuri materialele? Deci, materialele, în principiu, le iau de la clienții mei. Clienții mei vin la mine cu, hai să zicem, geci vechi, gentuțe vechi, pe care nu le mai folosesc, care au câte o chestiuță așa, o problemă la ele. Și la mine mi oferă această geacă sau geantă și eu le ofer oricum din start 50% reducere la orice produs pe care îl fac din geanta aia. Sau din geaca. Eu dintr-o geacă pot să fac 5-6 produse. Dintr-o geacă? Dintr-o geacă. De exemplu, păi pot să mă folosesc de toate fermoarele și fiecare fermoare individual poate să fie o gentuță din start. Pot să fac o groază de chestii. Am făcut, de exemplu, dintr-o geacă, am făcut un corset de fată cu fustiță, cu tot cu chilos, cu tot cu gentuță. Adică poți să faci foarte multe. Gecile au foarte mult material. Ai lucrat undeva în domeniul ăsta înainte să te apuci de business? Nu, am fost plecat în Paris din 2018 până în 2020. Acolo am făcut customer pe Adidas. Făceam desene pe Adidas, efectiv. Okay. Și oamenii veneau să și repare încălțămintea. Și nu veneau numai să repare cățimentele, reparau și geci, chiar și pantaloni. Și acolo, efectiv, am deprins așa niște lucruri. Am avut și norocul să fac și un mic internship la Hermes. Hermes fiind printre puținele branduri din lume care încă fac chestii cu artizani. Asta înseamnă că sunt oameni for real care stau și știu fiecare cusătură exact unde e. Și de ce ai plecat de acolo, dacă tot ai intrat Eu am plecat de acolo în 2020, în martie, pe 12 martie, m-am întors ca să-mi fac ceva la dinți. Și pe 15 martie, în 2 zile, s-au închis granițele. Da, au fost adică am rămas efectiv așa. Și nu m-am mai întors, fiindcă toate proiectele de acolo s-au sistat. Și am decis să mă scriu la modă, la master. Am intrat, acum termin anul ăsta, în câteva luni. Și care-i treaba cu... prăjitorică, negresă, checuț. Checul ăsta este un chec cu mult mai puțin zahăr decât are un chec normal, din cauza faptului că eu acolo lângă am pus un mic dip de lămâie cu miere. Am gustat eu și nu știam ce e acolo. Este lămâie cu miere și este făcut să îl pui ca un siropel pe deasupra. Ideea e că nici n-am vrut să torn pe deasupra, fiindcă am așa vrut să vedeți efectiv care este treaba. Deci genul ăsta de mâncare ar trebui să-l trimiți cu instrucțiuni de folosire, pentru că schimbă tot. Da, 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 într-adevăr. Mă bucur că vă place așa, în varianta asta. Mult mai ok așa. Uite, o să-ți arăt eu primul. Ok. Din păcate, a venit cu instrucțiuni de folosire prea târziu. Ok. Și m-a lăsat să port invers hainele, practic. Ok. Am crezut că e un copil în spate. Chiar am crezut că e un copil. Măi, da. Dar îmi place acum, după ce mi-ai spus cum să o mănânc, uite, chiar mi-a plăcut ideea, pentru că stăm mult mai bine, stăm în picioare. Chiar stăm în picioare. Mă bucur. Așa, chiar siropată, bucur. Chiar e altă poveste. Mă bucur să aud chestia asta. Este cumva din capul meu și mă bucur că aud chestia asta. Bravo. E o super onoare. Dulcele cu lămâie. Cu lămâie, exact. Eu zic să rămână la tine. Ok. Eu am crezut că este cumva cineva care îi place foarte mult ciocolata neagră, știi? Și lămâia, acum avem nevoie de vitamina C, și pandemie și ca lumea, și zic că asta e mâncare de pandemie.
ciocolata neagră face bine, una peste alta. Ok. Este o chestie interesantă, nouă pentru mine. Nu este rea, chiar că cumva mai dezvoltată și făcută puțin altfel, s-ar putea să aibă chiar un mare succes. Mai ceva de muncă, să știi. Mulțumesc. Felicitări. Ciocolata cu lămâie sau ciocolata cu citrice, în general, să știi că funcționează bine. Ciocolata cu portocală și... funcționează, ciocolata cu citrice funcționează. Ia aștept să văd ceva făcut de tine. Felicitări. Oh my God. Care să poată fi purtat pe stradă, drăguț. Dăm așa că pandemie. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Felicitări. Și abia să ne regăsim. Am o pereche de Adidas și vorbesc serios. Da. Am o pereche de Margiela pe care i-am purtat. Ai o pereche de Margiela? Stai așa, am o pereche de Margiela pe care i-am purtat și s-au zgâriat foarte tare. Poți să-mi le faci ceva? Să trebuie mai întâi să-i văd, să-mi dau seama. Ți-a dat poză. Da, clar. Poză. Poți să, după ce văd poza, poți să-mi dau seama și poți să dau un răspuns. Păi, vrei să o arăt acum? Da, ia. Ce mai e, Adidas și Margiela? Da. Maison Margiela, da, este un designer francez. Margiela. Are Adidas Margiela. Este un designer francez care în anii 80 făcea fix ce fac eu acum, de fapt, cumva făcea upcycling. În sensul că lua... Sunt zgâriați. Nu, se pot face fără nicio problemă. Sunt zgâriați foarte tare. Poți să stai liniștit. Poți să mi faci? Da, da. Au treabă, bă. Fashion-ul lor. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.